Itinerar Biblic. Itinerar Biblic. Itinerar Biblic. Stimați ascultători, vă prezentăm programul Itinerar Biblic, inspirat din comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Adaptare și prezentare, Pastor Sorin Covaci. Dragi prieteni, nehotărârea noastră îl împiedică de foarte multe ori pe Dumnezeu să ne dea bine cuvântările pe care le are pregătite pentru noi. Am admirat data trecută hotărârea de care au dat dovadă primii patru ucenici pe care i-a chemat Domnul Isus. Oameni simpli, cu imperfecțiuni, ca noi toți, atunci când au auzit chemarea Domnului Isus, au lăsat totul și au mers după el. Dar nu după lungi deliberări, calcule, discuții cu prietenii sau alte lucruri de genul acesta. Atunci când Dumnezeu te cheamă, nu cred că trebuie să mai fie lucruri care să te țină departe de El. Astăzi mergem mai departe cu studiul nostru la cel de al cincilea capitol al Evangheliei după Matei. Odată cu acest capitol începe faimosul discurs ținut de Domnul Isus pe munte, discurs care este acum recunoscut drept predica de pe munte. Este una din cele mai impresionante predici spuse vreodată. Deși vom aborda fiecare capitol în parte, doresc să aruncăm mai întâi o privire de ansamblu asupra acestei predici. Domnul Isus a avut, de fapt, patru mari discursuri. Matei scrie despre trei dintre ele. Este vorba despre predica de pe munte, apoi discursul pildelor misterioase pe care le găsim în capitolul 13, și apoi discursul de pe muntele măslinilor pe care îl găsim în capitolele 24 și 25. Privind la cuprinsul lor, putem distinge o anumită direcție acestora. Predica de pe munte poate fi descrisă ca fiind manifestul sau declarația de intenția a regelui. Pildele misterioase sunt cele care dau o anumită direcție împărăției cerurilor după ce Domnul Isus va fi respins. În ceea ce privește discursul de pe muntele măslinilor, el are un conținut profetic care privește departe la viitorul cetățenilor împărăției cerurilor și la ce se va întâmpla în ziua venirii Domnului. Cel de-al patrulea discurs este relatat în Evanghelia după Ioan, și abordează problemele legate de moartea și învierea Domnului Isus, ridicarea lui la ceruri, precum și lucrarea de mijlocire pe care o va face el. Dacă Matei organizează întreaga predică cu un mesaj unitar, așa cum îl vedem în capitolele 5, 6 și 7, pasaje din această predică se mai găsesc și în celelalte Evanghelii. Este puțin probabil că Domnul Isus a spus aceste mesaje o singură dată, fără să le mai repete. De vreme ce ele conțin principiile de bază ale împărăției cerurilor, iar Domnul Isus este regil acestei împărății, este foarte probabil că el a repetat aceste cuvinte și cu alte ocazii la diferiți ascultători. Mai mult, cred chiar că nu au fost înregistrate toate cuvintele spuse de Domnul Isus. Ioan afirmă chiar el acest lucru, spunând că nu ar fi fost loc în această lume pentru toate cărțile care ar fi putut fi scrise cu privire la cuvintele și activitatea Domnului Isus. Mai sunt două lucruri pe care țin să le precizez în introducerea la această predică. Un prim cuvânt este adresat extremiștilor. Și aici, ca în orice alt domeniu, sunt unii care merg prea mult într-o direcție sau alta. Sunt teologi liberali care consideră că predica de pe munte este singura cuvântare reală a Domnului Isus și, în consecință, aceasta este Evanghelia. Chiar am întâlnit pe cineva care susținea că tot ce are el nevoie din Biblie este predica de pe munte. Gândindu-se puțin, a spus că nici măcar toată predica nu este necesară, ci tot ce are nevoie este regulat de aur, adică tot ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel. El nu spunea un lucru rău atunci când amintea că important nu este să știi mult, ci să aplici ceea ce știi. Este foarte adevărat acest lucru, dar, pe de altă parte, nu poți să te transformi în judecătorul lui Dumnezeu și să ignori ceea ce el a găsit cu cale să transmită oamenilor prin Scriptură. Pentru că mai sunt multe alte lucruri pe care le conține Scriptura, fiecare important pentru cunoașterea lui Dumnezeu. Apoi, Evanghelia, care nu este altceva decât vestea bună a mântuirii, este mult mai cuprinzătoare decât predica de pe munte. Pavel este foarte clar în ceea ce definește ca fiind Evanghelia. V-am învățat înainte de toate, așa cum am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi, a fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Aceasta este evanghelia în viziunea lui Pavel și a Duhului Sfânt care l-a inspirat când a spus aceste cuvinte. Tot ceea ce spune Domnul Isus în Predica de pe munte este de o valoare incontestabilă, dar secretul mântuirii și relației cu Dumnezeu nu constă numai într-o trăire după niște principii înalte, ci este vorba despre jertfa Domnului Isus, moartea lui și învierea prin care Dumnezeu și-a arătat puterea. Mesajul creștin în niciun caz nu poate fi redus doar la Predica de pe munte. A face așa ceva este o dovadă de extremism. La cealaltă extremă se află cei care resping în totalitate predica de pe munte, considerând că este vorba de un discurs fabricat de matei. Ei nu sunt de acord cu principiile etice enunțate aici, susținând că un creștin nu are nevoie de etică. Dragii mei, ambele extreme sunt greșite. Consider că ambele vin dintr-o atitudine greșită față de Cuvântul lui Dumnezeu în general. Oricine se ridică la o opoziție de judecător al Cuvântului Sfânt, nu va avea niciodată posibilitatea să-i descopere bogățiile pe care le conține. Dintr-un anumit punct de vedere, predica de pe munte reprezintă o reiterare la cote mult mai ridicate, bineînțeles, a legii lui Moise din Vechiul Testament. În această predică de pe munte, Domnul Isus nu face altceva decât să ne arate că ceea ce avem nevoie este relația vie cu Dumnezeu, Creatorul nostru. Altfel, este cu neputință să trăim după standardele pe care le prezintă El. Dacă legea a dovedit incapacitatea omului de a se salva prin fapte, predica de pe munte întărește cu argumente clare acest lucru. Dacă legea acuza faptele făcute, predica de pe munte aduce în atenție atitudinea, gândirea, inima care în cele din urmă generează acțiunea. Ascultați ce spune Pavel cu privire la lege căci lucru cu neputință legii, întrucât firea pământească o făcea fără putere, Dumnezeu a osândit păcatul în firea pământească, trimețând din pricina păcatului pe însuși fiul său într-o fire asemănătoare cu a păcatului, pentru ca porunca legii să fie împlinită în noi, care trăim nu după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. Legea nu conținea putere în ea însăși. Tot ce făcea ea era să condamne, în predica de pe munte descoperim puterea Domnului Isus, puterea relației cu Dumnezeu. Nu este vorba despre o putere a voinței și disciplinei, ci este o putere a Duhului de viață. Felul de viață descris de Domnul Isus vine în urma umblării noastre cu Dumnezeu în fiecare zi. Dar să mergem mai departe și să vedem în mare care este organizarea acestei predici. Cum am mai spus, cred că ceea ce notează Matei din această predică nu sunt decât ideile principale. Predica ar putea fi împărțită sub forma următoare. În primul rând, relația supușilor împărăției cu ei înșiși. Este partea care ocupă primele 16 versete, apoi relația supușilor împărăției cu legea, ceea ce este cuprins între versetele 17 și 48. După aceasta ar urma relația supușilor cu împărăția lui Dumnezeu, și este o temă tratată în capitolul 6. În cele din urmă ajungem la relația supușilor împărăției cu ceilalți care constituie tema capitolului 7. Desigur, vom discuta despre fiecare secțiune în parte în detaliu la timpul potrivit. Acum să ne apropiem de fericirile care sunt prezentate chiar în deschiderea predicii. Această parte a predicii nu descrie acțiuni pe care cetățenii împărăției trebuie să le facă, ci cum trebuie să fie acești supuși, ceea ce este o mare diferență. Dar să începem cu începutul și vedem de ce predica a primit numele de predică de pe munte. Când a văzut Isus noroadele, s-a suit pe munte și după ce a șezut jos, ucenicii lui s-au apropiat de el. Apoi a început să vorbească și să-i învețe astfel. După câte se pare, predica nu a fost adresată mulțimilor, ci ucenicilor. Sunt însă numeroase intervenții, așa cum o să vedem, în care se va adresa direct mulțimilor care îl înconjurau. În zilele noastre, oamenii au nevoie de Domnul Isus. Noi suntem datori să punem sămânța cuvântului său, aceea era o sămânță pe care chiar Domnul Isus a semănat-o. Acum urmează prima fericire. Ferice de cei săraci în duh, că cea lor este împărăția cerurilor. Poate că ați mai auzit această afirmație și în alte medii decât cele creștine. De multe ori auzim oamenii din jurul nostru descrindu i pe alții ca fiind săraci cu duhul. Cu siguranță este cu totul altceva decât a afirmat Domnul Isus. Domnul Isus spune aici, ferice de cei săraci în duh și nu săraci cu duhul. De asemenea, nu spune cum ajungem săraci în duh, ci doar asociază fericirea cu această stare, pentru că este vorba despre o stare. În aceste 12 versete, Domnul Isus folosește cuvântul fericit de 9 ori. Mai găsim o cuvântare de acest gen chiar în Psalmul 1. Și acolo problema fericirii este pusă nu pe seama a ceea ce ai, ci pe seama a ceea ce ești, Acolo chiar merge mai departe și vorbește despre ce te formează, ce contribuie la devenirea ta. Un alt aspect legat de binecuvântare, de fericire în Vechiul Testament, este acela că în timpul lui Josua, după ce poporul evreu a trecut Iordanul, a fost dus pe muntele Gerizim pentru a fi binecuvântat. Dar după binecuvântări a fost dus pe muntele Ebal pentru a-i se pune în față blestemele. Binecuvântările din predica de pe munte sunt în total contrast cu blestemele de pe muntele Ebal și depășesc cu mult binecuvântările rostite pe muntele Gerizim. Motivul este că numai Domnul Isus poate aduce aceste binecuvântări. În zilele noastre, numai un păcătos izbăvit poate cunoaște ce înseamnă sărăcia în Duhul. Cineva îmi povestea ce s-a întâmplat cu el în ceea ce privește viața spirituală. Mergea la biserică în mod regulat, asemenea multora, dar, în rest, nu erau modificări substanțiale în viața lui. Într-o zi, Duhul lui Dumnezeu i-a arătat cum era el, de fapt, un păcătos cu viața nepredată Domnului Isus. Încă își conducea singur viața. Abia atunci a înțeles ce se petrece cu el. Abia atunci a sărăcit în Duhul și a fost gata să-l lase pe Domnul Isus să guverneze viața lui. A fost o mare schimbare. Bucuria, entuziasmul, dorința permanentă de a spune altora despre Domnul Isus erau dovezi clare că ceva s-a petrecut în viața lui. Dragii mei, Duhul Sfânt este cel care aduce sărăcia Duhului în viața noastră. Noi, creștinii de astăzi, suntem foarte săraci în Duh, dar avem ceva mai prețios decât aurul întregii lumi. Ascultați mai ceea ce spune Pavel în a doua epistolă către Corinteni, la capitolul 6, versetul 10. Citez ca niște întristați și totdeauna suntem veseli, ca niște săraci și totuși îmbogățim pe mulți, ca neavând nimic și totuși stăpânind toate lucrurile. Am încheiat citatul. Bogățiile la care se referă Pavel sunt cele spirituale, pe care Dumnezeu le dă tuturor acelora care recunosc sărăcia lor. Dar să mergem la următoarea fericire. Versetul 4 Ferice de cei ce plâng că și ei vor fi mângâiați. Nici aceasta nu este o afirmație singulară în paginile scripturii. Aceeași idee este surprinsă și de Cefania în capitolul 3, versetul 12 a cărții lui, iar mica este un exemplu de mângâiere a celor ce plâng, așa cum se poate vedea din capitolul 7 al cărții sale. Următoarea fericire este și ea prezentă în Psalmul 37, la versetul 11. În Mateia este redat așa: ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. Este foarte adevărat că după modul în care funcționează societatea din zilele noastre, cel blând nu are cum să moștenească pământul. Însă va veni ziua când Domnul Isus va stăpâni întregul pământ și aceea va fi ziua celui blând. Dar o întrebare legitimă ar fi cum devenim blânzi. Domnul nostru a fost blând și va moșteni întreg universul, iar noi vom fi moștenitori împreună cu el, Ni se spune de asemenea că roadele Duhului Sfânt sunt dragoste, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, credința și blândețea. Numai Duhul lui Dumnezeu este Cel care ne poate face blânzi. Dacă am putea produce blândețe prin propriile eforturi, am deveni mândri de noi înșine, nu-i așa? Creștinul care a descoperit rețeta producerii roadelor Duhului Sfânt poate citi și înțelege ce este cu această fericire mai ales că ea conține o promisiune cu privire la viitorul nostru. Această moștenire va deveni reală în viitor atunci când Domnul Isus va lua pământul acesta în stăpânirea sa. Versetul 6 conține următoarea fericire. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați. Ce credeți? Că omul natural, omul carnal, este el însetat după neprihănire? Cei pe care eu i-am întâlnit nu erau. Pavel este de aceeași părere. Și voi, prin el, sunteți în Hristos Isus. El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înțelepciune, neprihănire, sfințire și răscumpărare. Ca să fii însetat după neprihănire și după sfințire, trebuie să fii în Domnul Isus Hristos. Dar să mergem mai departe. Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. Aceasta este una din fericirile înțelease în mod greșit în zilele noastre. Sunt mulți cei care se rezumă la condiționarea aceasta bazată pe reciprocitatea milei. Să nu uităm ce spune Pavel în cuvintele adresate lui Tit. El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea lui prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt. Nici mila nu este produsul eforturilor noastre, ci este dată de măsura în care ne lăsăm în mâna Domnului Isus. Mai mult, noi am obținut deja milă, păcatele noastre sunt iertate din mila lui Dumnezeu. Petru spune și el următoarele cuvinte în prima sa epistolă la capitolul 2, versetele 9 și 10. Voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie a lui, ca să vestiți puterile minunate ale celui ce va chema din întuneric la lumina sa minunată. Pe voi, care odinioară nu erați un popor, dar acum sunteți poporul lui Dumnezeu, pe voi care nu căpătase răți în durare, dar acum ați căpătat în durare. Noi suntem poporul lui Dumnezeu prin îndurarea lui. Imediat după milă vine puritatea inimii. Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Acum niciun om onesc cu sine și cu ceilalți nu va susține că are o inimă curată. Adică, cum am putea noi susține așa ceva când Dumnezeu spune? Inima este nespus de înșelătoare și deznădăjduit de rea. Cine poate să o cunoască? Numai Domnul Isus este Cel care poate să o curățească. Numai sângele Domnului Isus este Cel care aduce curățirea de păcatele noastre. O inimă curată este și o inimă care aduce pace. Versetul 9. Ferice de cei împăciuitori că ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu. Numai aceia care sunt deja în pace cu Dumnezeu au pace cu ei înșiși și pot trăi în pace și cu cei de lângă ei. Desigur, este destul de greu să observăm aceste efecte când întregul pământ este parcă pe un butoi cu pulbere. Sunt atâtea conflicte pe acest pământ, și cu toate tratatele de pace, nu se prevede conturarea unei păci mondiale, așa cum se dorește. Cred că această stare ne spune ceva despre inima oamenilor acestor vremuri și chiar și cele apuse pentru că nu era cu mult mai bine. Este de fapt condiția coruptă a omului care naște conflictul cu Dumnezeu și apoi cu el însuși și cu ceilalți. Dar omul corupt nu poartă un război numai cu Dumnezeu, cu el și cu cei din jur, ci și cu neprihănirea. Domnul Isus cunoaște foarte bine acest lucru. Ascultați ce spune el în versetul 10. Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, că cea lor este împărăția cerurilor sunt atâția prigoniți în diferite forme pentru neprihănire în zilele noastre. Mângâierea lor este că împărăția cerurilor va veni și ei vor fi atunci acasă, acolo unde nu vor mai fi prigoniți, acolo unde se vor bucura de roadele muncii sufletului lor. Până atunci însă, fiecare copil al lui Dumnezeu are o slujbă importantă. Voi sunteți sarea pământului. Dar dacă sarea își pierde gustul, prin ce își va căpăta iarăși puterea de a săra? atunci nu mai este bună la nimic decât să fie lepădat afară și călcat în picioare de oameni. Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Și oamenii n-aprind lumina ca să o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Poporul lui Dumnezeu, indiferent de generația din care face parte, indiferent de circumstanțele de orice natură, trebuie să fie lumină, să fie sare. Este nevoie ca acest popor să depună o mărturie, să prezinte prin viața lor o mărturie care să aducă în mijlocul oamenilor dovada a prezenței lui Dumnezeu. Este, dacă vreți, ceea ce a făcut Avram în mijlocul poporului în care trăia? Este ceea ce a făcut Iosif în Egipt? Este ceea ce a făcut Daniel în Babilon? Aceste mărturii i-au făcut pe cei din jurul lor să recunoască că este un Dumnezeu viu și atotputernic care guvernează această lume. Aceasta este datoria noastră ca popor al lui Dumnezeu, dragi mei prieteni. Dacă nu suntem lumină sau sare într-un cuvânt martor al lui Dumnezeu, atunci nu-L cunoaștem pe adevăratul Dumnezeu. Dumnezeul pe care îl cunoaștem noi este doar un Dumnezeu al unei religii moarte. O religie fără viața, cărui singură contribuție este să ne facă să ne simțim bine cu noi înșine. Dumnezeu vrea în mărturia noastră. Vrea să fim asemenea unui far la țărmul mării. Astăzi sunt tot mai mult înlocuite de sisteme sofisticate de navigare menite să asigure securitatea navigatorilor. Dar, dragii mei, un astfel de far avea menirea să salveze viețile celor de pe mare. Atunci când era furtună, când stelele nu mai erau vizibile și când navigatorii nu mai aveau un punct de reper, exista pericolul ca nava să se apropie prea mult de țărm și să se zdrobească de stânci. Un far era atunci salvarea lor pentru că i anunța de iminența pericolului în care se aflau. Noi trebuie să fim astfel de faruri. Sunt atâția care plutesc în derivă. Se apropie vertiginos de stânci și sunt gata să fie zdrobiți, suntem noi gata să ne asumăm responsabilitatea pentru viața lor? Cuvântul lui Dumnezeu spune așa în Ezechiel, capitolul 33, cu versetul 6. Dacă însă străjerul va vedea venind sabia și nu va suna din trâmbiță, și dacă poporul nu va fi înștiințat și va veni sabia și va răpi viața vreunui om, omul acela va pieri din pricina nelegiuirii lui, dar voi cere sângele lui din mâna străjerului. Aceasta este misiunea noastră, dragii mei, să fim lumină. Se încheie episodul produs și pus la dispoziție de Transold Radio România. Vă anunțăm că suntem interesați de efectele sale în viața dumneavoastră. De asemenea, că puteți solicita copii ale episoadelor în format MP3 sau materialele scrise în format electronic. Contactați-ne la telefonul 021-346-2468 sau prin e-mail la adresa radioarondtwr.ro. Vă mulțumim! Itinerar Bibli. Itinerar Bibli. Itinerar Bibli.